Din punctul nostru de vedere, cu Partidul Democrat ar fi posibil de discutat dacă perioada aceasta s-ar fi produs un proces de purificare a partidului. Eu nu vreau să spun și niciodată n-am afirmat că toți deputații sau toți membrii de partid sau toți membrii de conducere sunt persoanele toxice. Eu cunosc multe persoane cu care discutăm și au viziuni și nu cunosc păcatele lor, dar atâta timp cât acolo sunt prezenți unii personaje implicate în furtul miliardului, în mai multe scheme criminale și aceste personaje nu că nu tac, dar încă și vin să ne facă, să ne țină lecțiile, la televiziunile merg, ne învață, dau cu părerea, vorbesc despre coagularea pe când cu dânsi și trebuie procuratura să coaguleze, din punctul meu de vedere. În asemenea condiții, nu știu, noi o să discutăm desigur toate variantele posibile, dar pentru mine personal este foarte, foarte greu, adică eu n-am atâta imaginație să cred cum eu pot, de exemplu, despre ce eu pot să discut cu Adrian Candu.